În acest sfârșit de săptămână, Beltiugul a fost gazda celei de-a treia ediție a Festivalului Viei și Vinului. Oaspeții veniți din Polonia, Ungaria și Germania au fost invitați să deguste vinurile din podgorile Beltiug, fiind întâmpinați de autoritățile județene și locale, printre care prefectul județului Satu Mare, Eugeniu Avram, și președintele Consiliului Județean, Adrian Ștef, deputatul Kereș Gábor și, bineînțeles, primarul comunei Ioan Bartok Gurzău. Sărbătoare pentru că suntem într-un număr atât de mare, și eveniment pentru că se dorește să contribuie din plin la păstrarea și mai ales la promovarea tradiției, a obiceiurilor și datinilor dumneavoastră, datinilor noastre, din zona noastră, din județul nostru. În calitate de reprezentant al Guvernului României, vreau să vă asigur de tot sprijinul meu, domnule primar, domnilor consilieri la Consiliul Local, în tot demersul dumneavoastră pentru a vă promova proiectele în vederea creșterii calității și bunăstării vieții a concetățenilor noștri. Indicația geografică sub care se produce vinul în județul Satu Mare am modificat-o de la dealurile Crișanei, care mi se părea o nedreptate. N-avem nicio treabă cu Crișana aici în Sătmar, în dealurile Sătmarului. Deci vinul care se produce de astăzi sau din acest an în județul Satu Mare se produce sub indicația geografică dealurile Sătmarului. Consiliul Județean promovează vinul din Beltiug, pentru că la toate evenimentele avem vin din Beltiug. Promovăm și îl ducem peste hotare, peste tot unde am umblat, la târgurile de turism și, bineînțeles, la toate evenimentele și de fiecare dată când primim delegații din străinătate. Eu cred că este important să continuăm acest drum și faptul că ne respectăm obiceiurile și tradițiile, înseamnă că ne respectăm trecutul și înseamnă că vom avea și un viitor. Cultura viței de vie în zona Beltiugului are o tradiție seculară, cunoscând o dezvoltare mai ales după colonizarea șfabilor din regiunea Oberschwab în Germania în jurul anului 1730. La ora actuală în zona comunei Beltiug și localitățile învecinate există plantații de viță de vie nobilă de peste 1200 de hectare, iar în localitatea Beltiug avem o zonă cu peste 400 de pivnițe pentru păstrarea vinului, zonă pe care intenționăm să o promovăm și să o cuprindem în lista de monumente de arhitectură protejate UNESCO. Deschiderea oficială a început cu parada portului popular, după care a urmat intonarea imnului de stat și programul prezentat de trupa de majorete din Polonia. Autoritățile județene și locale care au luat cuvântul au precizat că inițiativa de a promova proiectele și vinul de aici este mai mult decât lăudabilă. Timp de două zile, pe scena festivalului au urcat artiști și interpreți cunoscuți precum Lora, Mandinga și Corina.